Coaliția Pro-Europa devine mai puternică și în localități. Liderii coaliției au semnat miercuri 12 martie un acord cu privire la consolidarea forțelor pro-europene la nivel local. Asta ar însemna că la nivelul consiliilor raionale vor fi create coaliții pro-europene alcătuite din partidele aflate la guvernare. Ceea ce ar duce până la urmă la o mai bună funcționalitate, atât la nivel central cât și la nivel local, activităților de guvernare. Este absolut firesc să se întâmple așa. Interesul național al Republicii Moldova este cel de integrare europeană și în sarcina noastră este să scoatem din calea acestui proces orice obstacol, orice, dacă doriți, fel de boicot din partea Partidului Comuniștilor și a coaliților săi. Ne-am propus să facem un pas înainte, unul în plus, pentru a consolida capacitățile instituționale și pentru a consolida procesul decizional propriu-zis în contextul avansării noastre pe calea integrării europene. Noi am discutat de-a lungul acestor ani importanța consolidării pe verticală a puterii de stat, ori noi vorbim anume de aceasta, fiindcă promovarea politicilor interne în cadrul Republicii Moldova ca și stat, depinde în cea mai mare măsură nu doar de deciziile și caracterul consolidat al muncii noastre la nivel central, în egală măsură, eficiența acestei activități și rezultatele muncii depind de colegii noștri din teritoriu, în special vorbim de administrația publică locală de nivelul 2, raioane, consilii raionale și conducerea raionelor. Consider că semnarea de astăzi a acordului cu privire la consolidarea forțelor pro-europene la nivel local este un pas important care demonstrează în primul rând capacitatea coaliției de a conlucra și de a găsi numitor comun în diferite probleme și odată ce noi intrăm într-o fază foarte responsabilă, considerăm că trebuie să dăm un mesaj foarte clar și limpede și puternic, aș zice, către reprezentanții noștri în structurile locale, că lucrurile aici se desfășoară într-o direcție pozitivă, cel puțin în cadrul coaliției de guvernământ și așa ar trebui să fie și la nivelul 2. Acest mesaj urmează să îndemne reprezentanții noștri în structurile de nivelul 2 ca să coopereze în direcția asigurării unei stabilități politice pentru a menține parcursul european, pentru a menține capacitatea dialogului. Liderii coaliției au argumentat semnarea acordului anume acum prin faptul că în ultima perioadă sunt resimțite obstrucționări în aplicarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Precizăm că acordul de constituire a coaliției Pro-Europa a fost semnat la 30 mai 2013 între deputații PLDM, PD și cei din grupul Hadârcă. Am cam câteva întrebări. Una ar fi, în Crimea va avea loc duminică un referendum. Un referendum a avut loc și în Găgăuzia, de asta vreau să vă întreb ce credeți că vrea să facă Rusia cu aceste rezultate ale referendumurilor? Pentru că știți probabil că au un proiect acolo în Duma, că ar putea anexa teritorii, adică ar permite acest proiect, dacă va deveni lege, să anexeze teritorii doar în baza unor referendumuri de asta. Doi, vreau să vă întreb dacă nu e ciudat că în contextul actual regional nu avem un ministru plenipotențiar al apărării. Și trei, vreau să vă întreb dacă nu vă nemulțumește dorința deputaților, domniilor voastre de a-și lua o casă pe final de mandat. Le luăm pe rând. Eu gândesc că o simplă analiză, fie și superficială, ne oferă posibilitatea să spunem că ar fi posibile, ca și ipoteză, două căi a urmarea tot ce se întâmplă în Crimea. Prima cale, orică aceste intenții sunt serioase, mă refer la intențiile de anexare a Crimeei, ori este, ca și ipoteză, varianta a doua, cum se întâmplă deseori, prin diferite metode, a căpăta cât mai mult teren pentru eventuale proceduri de negocieri cu un posibil și alt final, cu
păstrarea integrității teritoriale a Ucrainei și rămânerea Crimeei în componența Ucrainei, doar că aceste negocieri, deci unul din participanții la ele, să aibă o rezervă, dacă mă înțelegeți ce am în vedere, să pornească în aceste negocieri de pe poziții mult mai avantajoase. La momentul ăsta aș putea spune și putem să utilizăm doar anumite ipoteze, fiindcă doar timpul ne va arăta care este tactica și strategia adoptată, dacă una atare a fost deja adoptată. Întrebarea numărul 2, pot să vă zic, da, doar la nivel general, discuțiile acestea noi le-am purtat, suntem conștienți de faptul că cabinetul de miniștri trebuie să funcționeze in corpore, și o soluție în acest sens, pot să vă zic că poate să intervine în cel mai apropiat timp. La întrebarea numărul 3, bine, a fost desideratul, dorința deputaților din toate grupurile parlamentare, apropo, inclusiv și din fracțiunea de opoziție, inclusiv și deputați neafiliați. Până acest caz, tenind cu un asemenea demers, noi la nivel de conducere de partide, le-am stabilit de la bun început o singură precondiție, că nu trebuie niciun ban, nici o finanțare directă sau indirectă să vină din resursele bugetare. Și în acest context, din start a fost vorba ca colegii noștri nu să beneficieze gratuit de un lot de pământ, ci să aibă posibilitatea să-l achiziționeze toți împreună, respectiv și construcția blocului propriu-zis să vină doar din mijloacele proprii financiare. Iată la ce premize am pornit și eu pot să presupun că aceste premize nimeni nu le-a schimbat. Ce aș putea să adaug? Da, Crimeea întotdeauna a fost un teatru de război complicat. Dacă tratăm din acest punct de vedere, deci trebuie să vedem că nu este doar o problemă zonală, este o problemă care întotdeauna se poate și extinde și noi de aceea trebuie să fim vigilenți, pentru că suntem în vecinătate. Am vrea să credem că lucrurile până la urmă se vor consuma în mod pașnic și se va găsi o soluție optimă pentru stabilitatea politică regională. Cât privește ministrul apărării, în timpul apropiat noi suntem la etapa selecției acum a dezbaterilor și în timpul apropiat va fi nominalizat candidatura. Deocamdată nu pot să o nominalizez. Și a treilea lucru, da, este important în această situație, în problematica aceasta specială, așa socială, foarte discutată. În primul rând vreau să spun că pe mine m-a uimit un fel de scurgere de informații și tendențiozitate la momentul când au fost depuse aceste documente și înregistrate. De aceea și, de fapt, s-a dat publicității lista ca să fie clar și să aceste spulberări tendențioase sau interpretări tendențioase să nu mai existe. Sunt, într-adevăr, deputați care de ani de zile stau prin cămine și au nevoie de o locuință ca să poate exista normal și cu, de altfel, cu familii numeroase, cu copii, cu mulți copii. Sunt, poate, că și din cei care au ambiții exagerate și aici, pur și simplu, trebuie să le tempereze. Este vorba de simțul măsurii fiecare în parte. Mulțumesc! În primul rând, eu aș vrea ca să nu să se facă această paralelă între referendumul care a avut loc, referendum ilegal care a avut loc în Găgăuzea, și ceea ce se întâmplă la ora actuală în Crimeea. Ce se întâmplă la ora actuală în Ucraina în general și în mod particular în Crimeea este foarte grav. Aici nu ține doar de polemică. Avem în față o intervenție directă în treburile interne și suverane ale Ucrainei din partea Federația Rusă, este punctul de vedere pe care îl expun. Acest referendum organizat în Crimeea, indiferent de rezultatul pe care urmează să-l prezinte, categoric, nu doar că va menține o stare de tensiune în regiune, dar va accentua această situație cu o conotație deja globală, nu doar regională. Totodată trebuie să recunoaștem că ceea ce se întâmplă în Ucraina ne vizează și pe noi în modul cel mai direct. În raport cu Republica Moldova se folosesc alte arme,
Deci nu e vorba de automate, tancuri sau mai știu eu alte instrumente care au caracter militar. Deci avem foarte mulți, spuneam la începutul acestei conferințe de presă, declarați patrioți ai Republicii Moldova, dar care în esență luptă împotriva Republicii Moldova. Uitați-vă cine umbla pe la Comrat și sprijinea acea acțiune ilegală, vorbind doar de o parte a referendumului consultativ organizat. Și aici trebuie să vorbim, uitând că de fapt dincolo de acel punct care vizează aderarea la Uniunea Vamală, mai era un punct care are obiectiv separatist clar. Și atunci când apar pe toate ecranele felicitări și mulțumiri către o persoană care de fapt, sau către un partid care de fapt promovează separatismul și sprijină separatismul în Republica Moldova, eu cred că trebuie să fim cu toții mai atenți, indiferent de viziunile politice pe care le avem, indiferent de simpatiile care le avem, ceea ce ține de integritate teritorială, de independența statului nostru, toți avem obligație, fiind cetățenii Republicii Moldova, să combatem vehement orice tentativă. Ceea ce ține de Ministrul Apărării, primul lucru care trebuie să-l avem în vedere, că Ministerul Apărării este funcțional, deci este ministru interimar, este șeful armatei și este comandantul suprem al forțelor armate, Republica Moldova. Pentru mine, nu doar ca și lider de partid, dar ca și cetățean al Republicii Moldova, este important ca viitorul ministru să întrunească toate condițiile necesare, nu doar să administreze acest domeniu, dar și să implementeze mai energic toate componentele care vizează reformă, atât de necesară în armata din Republica Moldova. Ceea ce ține de Casa Deputaților. Noi avem deja de prindere că lucrurile importante nu trezește interes. Trezește interes și în rezultat audiență, scandaluri, speculații în foarte multe cazuri. Ori avem în acest sens o situație care demonstrează atare abordare. În primul rând, deputații, eu nu o să fiu avocatul deputaților, eu nu am mandat de deputat, vorbesc acum în cunoștință de cauză. În primul rând, deputații nu primesc locuință și nu doresc să iau o locuință. Solicitarea este să fie lansat un proiect, la fel cum s-au lansat foarte multe alte proiecte pentru medici, pentru alte categorii profesionale, în cadrul căruia să-și poată procura un apartament, nu să-l primească gratuit. Ce îi spunea domnul președinte Lupu? Nu este vorba de implicarea banilor publici și nu este vorba de cadouri care trebuie să fie aduse în cazul dat deputaților. De aceea, pentru mine, această abordare este una regretabilă. Eu aș vrea ca orice situație, cât de complicată nu ar fi, să fie prezentată opiniei publice, având la bază date, nu speculații și nu încercări de a crea, nu știu, senzații. Această solicitare, apropo, când mă uitam la anumită prezentare, această solicitare a fost semnată de mai mulți deputați. Ceea ce nu înseamnă că toți cei care au semnat această solicitare urmează să fie și beneficiari ai apartamentelor care vor rezulta în urma implementării acestui proiect. Și să mai spun încă un lucru, la fel de important. În urma construcției acestui bloc locativ în care deputații ca proiect ar putea să obțină aceste apartamente, vor fi multe alte apartamente construite de care vor beneficia și alte categorii de funcționari publici. Dar cu detalii, cred că necesare, vor veni colegii din administrația Parlamentului sau însăși grupul de inițiativă pentru ca să fie claritate. Pentru că dacă așa este să prezentăm lucrurile, deputații vor să ia apartamente. Ceea ce nu este adevărat. Ei vor în cadrul acestui proiect să-și procure apartament. Și un element foarte important la care v-aș sugera să atrageți atenția,
urmărind legislaturile precedente. Și o să vedeți că în toate legislaturile precedente, asemenea proiecte au fost lansate, au fost implementate și foarte calm, fără mult scandal. Iar dacă este să ne uităm pe legislatură, o să vedeți foarte mulți deputați care acum țipă cu voce mare liberală. Au primit apartament, nu au plătit, dar au primit apartament din partea statului. Deci, eu atât îmi doresc ca în cadrul prezentării acestei informații să existe obiectivitate. Mulțumesc pentru atenție. Două întrebări. Ambasada Federației Ruse a emis un comunicat de presă prin care spunea că este gata să treacă la discuția asupra statutului Transnistriei după ce autoritățile vor anula legea privind statutul localităților din stânga Nistrului, adoptată în 2005. Ce poziție aveți la acest subiect? Și doi, senatorul american John McCain spunea că ca să scăpăm de amenințarea Rusiei, o posibilitate ar fi ca Moldova să devină membru NATO. Ce părere aveți în condițiile în care suntem un stat neutru? Formatul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean este 5 plus 2. Deci nu poate doar o parte în proces să vină cu propuneri sau să-și arate deschidere. Deci orice soluție care urmează să fie identificată și ulterior implementată într-o reglementare a conflictului transnistrean trebuie să aibă la bază decizia consolidată a tuturor participanților în acest format. Vreau să vă spun că noi avem o perioadă deja suficient de lungă de timp de negocieri. Vorbesc acum ca participant direct în acest proces, pe parcursul a 3 ani și 7 luni de zile. În permanență am solicitat să negociem așa numitul coș 3, cel politic, care ar trebui să deschidă posibilitatea de a începe elaborarea eventualului statutului regiunii transnistrene după reglementare. Ce ține de legea adoptată în 2005, vreau să vă spun că această lege a fost adoptată cu excepția unui vot în unanimitate. Deci este o lege care are și o clauză specială. Pentru a fi modificată sau abrogată, e nevoie de 3/5 din voturile deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova. Orice modificare de lege, orice schimbări de, nu știu, de anumite reglementări, urmează să fie precedate de discuții și de abordări în cadrul formatului 5 plus 2 și care au obiectiv reglementarea conflictului. Nu modificări de dragul modificărilor. Acum, vis-a-vis de expunerea senatorului McCain, care este un bun prieten de-al nostru, știți foarte bine, a fost la Chișinău, dânsul are o poziție foarte tranșantă. Republica Moldova este stat sub aspect militar neutru. Noi avem de rezolvat multe probleme în Republica Moldova, inclusiv reintegrarea țării. Avem un proces foarte responsabil de integrare în Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Iar acest element care vizează aderarea la NATO și așa mai departe nu este pe agenda politică în Republica Moldova. Menționând că noi avem o agendă în relațiile noastre cu partenerii NATO, având și acel plan de acțiuni comun și care trebuie să fie extins și pe dimensiunea politică și pe dimensiunea coparticipării Republicii Moldova la diverse acțiuni care au caracter de pacificare. Eu v-aș întreba totuși dacă nu regretați că n-ați început procesul de aderare la NATO. Acum multe țări care au aderat 10-15 ani în urmă din regiune se bucură că au făcut asta și probabil în Ucraina nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat dacă Ucraina era în NATO. Subiectul este unul foarte sensibil, chiar partea întâi a întrebării precedente, deci conține în sine, pentru că ea este lansată într-un anumit context și contextul acesta sunt relațiile noi care s-au iscat între Ucraina și Federația Rusă și pericolul extinderii sau a formării unei noi entități statale la sudul Ucrainei, cam asta se vizează, care ar avea contagențe și cu regiunea sudică a Republicii Moldova. Probabil că aici se urmărește, ținta acestei lansări ar fi aceasta. Dar, repet, încă o dată,
Noi suntem pentru păstrarea formatului de negocieri și pentru soluționarea diferendului pe cale pașnică. Asta este comentariul scurt, dar cât privește aderarea la NATO, noi personal, Partidul Liberal Reformator, agreăm această idee, mai ales în contextul noilor împrejurări geopolitice. Ea este una binevenită, dar aceasta necesită modificări constituționale. M-am întors recent, săptămâna trecută, dintr-o deplasare în Elveția și acolo am avut posibilitatea, într-un canton elvețian, să observ cum funcționează neutralitatea elvețiană. În cantonul Gruier, una oară, tocmai se consumaseră manevrele vânătorești anuale. Fiecare cetățean apt așa de muncă și de prestare a serviciilor militare este permanent mobilizat și, în fond, ei mențin starea aceasta de spirit, deși sunt o țară neutră. O stare de spirit de trezire. Așa că ar fi bine să mai luăm lecții și de asemenea, gen de neutralitate. Vă mulțumesc. La aceste două întrebări. Declarația care este făcută de către Ambasada Federației Ruse, noi împreună cu colegii putem să o calificăm pe ansamblu ca una pozitivă, una încurajatoare, ca și mesaj în așteptare că această declarație corespund realităților și voinței politice de a începe discuțiile pentru acel pachet care până în ziua de astăzi nu a reușit să fie discutat în formatul 5+2. Plus, contează în ultima instanță nu atât declarațiile unui sau altui participant la formatul 5+2, contează în ultima instanță efectele practice în formatul 5+2 pe ansamblu. Și atunci, eu gândesc că plecând de la această premiză, nu este cazul să ne lansăm, nu este rațional și de fapt toată practica negocierilor ne demonstrează că a anula sau nu o decizie sau un vot, aia nu înseamnă neapărat că va urma, sub aspect practic, deblocarea acestor negocieri, el ar putea nici să nu înceapă, sau el ar putea să se împotmolească. Iată de ce, în susținerea poziției expuse de colegii mei, vreau să vă spun că noi în continuare avem o viziune complexă asupra acestui proces. Noi suntem sau venim cu toată susținerea politică pentru colegii noștri din structurile respective care sunt responsabile și participă la aceste negocieri, au tot suportul nostru. Important este într-adevăr ca să simțim acea voință politică care va duce la pornirea reală a procesului de negocieri pe pachetul subiectelor politice, cel care vizează statutul Transnistriei, regiunii Transnistriene. Vă aduc aminte, până ziua de astăzi, în formatul 5+2, s-au discutat diferite pachete, și economic, da, și social, și de infrastructură, totul doar că educație, doar că nu pachetul de subiecte politice. Cât vizează legea care a fost votată în 2005, hai să ne aducem aminte care este subiectul principal a acelei legi. Acea lege, foarte tranșant și clar, exprimă o poziție care rămâne actuală și până ziua de astăzi, poziția că noi suntem gata să oferim cea mai largă autonomie posibilă ca și statut, ca și linie de negocieri, de comportament în cadrul acestor discuții. Și noi rămânem în continuare solidari pe această poziție. Cât privește întrebarea a doua, din start vreau să menționez că ceea ce voi spune nu vine ca și comentariu la declarațiile prietenului nostru, domnul Machei. Este mai degrabă o reflecție la acest subiect. Precum a menționat și colegul meu, domnul Filat, noi nu avem acest subiect pe agenda guvernării, unul la mână, doi la mână, nu-mi rămâne decât să reiterez poziția și de pe platforma Partidului Democrat. Noi considerăm că cea mai indicată formulă în contextul geografic și geopolitic în care se regăsește Republica Moldova și se va regăsi și în continuare, cea mai indicată formulă este consolidarea statutului de neutralitate a țării noastre. Aia vine ca o poziție bazată pe o analiză foarte profundă, deloc pe emoții, fiindcă
dacă este să venim de pe această poziție, eu v-aș pune o întrebare. Și Republica Moldova cum urmează să intre în NATO? Cu Transnistria sau fără? Imediat eu vă asigur că v-ați blocat, ca și răspuns, această întrebare. Ceea ce contează foarte și foarte mult este o abordare foarte realistă care derivă din interesele Republicii Moldova ca și stat suveran, independent, iar aceste interese se referă la reintegrarea teritorială a țării și la consolidarea caracterului ei suveran și independent. Mulțumesc! Eu mai am două întrebări. De mult n-ați ieșit în fața presei și de asta vă rog să ne tolerați. Vreau să vă întreb ce aveți de gând să faceți ca să faceți ceva cu această propagandă rusească de pe posturile TV ruse. PLR-ul are un proiect în acest sens, poate poziția noastră față de acest proiect, mai ales în condițiile în care colegii din partidele dumneavoastră fac afaceri pe aceste redifuzări de posturi rusești de televiziune. Și doi, despre securitatea financiară vreau să vă întreb. Când s-a cedat pachetul de acțiuni de la Banca de Economie la acel acționar, s-a spus atunci că banca are nevoie de bani, de dezvoltare, vine acest acționar cu bani. Iată, acum se pare că acest acționar va aduce o bancă de stat rusească în Banca de Economie. Și vreau să vă întreb, veți admite asta? Nu știu cum să vă întreb. Foarte pe scurt, da, există acest proiect. Noi, părerea noastră este că am avut o piață mediatică foarte liberalizată, așa, chiar în exces liberalizată. Și în contextul noilor evenimente politice, eu cred că este important ca să încercăm să creăm niște, mă rog, nu că obstacole. Nu vă supărați, părerea dumneavoastră, știm că dumneavoastră ați făcut proiectul. Vreau colegii dumneavoastră să ne spună. Deci asta este. Deci este un context nou și care necesită o abordare nouă a controlului asupra spațiului mediatic, de altfel tot sub aspectul securizării spațiului mediatic. Și partea a doua întrebării... Cu BEM-ul. Cum se va comporta un acționar rus în condițiile în care, de exemplu, vin alegerile la toamnă? De ce n-ar face vreo ceva financiar, vreo problemă financiară pe piață? Pot să spun, nu sunt din domeniul acesta, pot să spun doar atât că dacă Banca Națională are nevoie de suport nou, logistic, legislativ, trebuie să vină în Parlament cu inițiativele acestea și să ceară. Ea trebuie să devină un jucător care controlează piața financiară în Republica Moldova. Deocamdată nu prea se simte. Eu, dacă îmi permiteți, vis-a-vis de propagandă, eu tare aș vrea ca să avem Republica Moldova și propaganda noastră, pro-europeană. Și cei care înțeleg că în afară procesului de integrare europeană noi nu avem cum să ne rezolvăm problemele, să ne modernizăm, să ne dezvoltăm. Și vreau să spun că dacă ar exista această înțelegere și am avea propaganda proprie, noi, Republica Moldova, nu vom avea temeri că o altă propagandă venită din afară ne va afecta parcursul nostru european. Dar asta este la nivel de reflexie. Pentru că se creează impresia foarte des că doar unii sunt responsabili de integrare europeană, iar alții au interes doar de business prin crearea audiențelor cât mai mari. Însă, totodată, eu vreau să vă spun că este evident deja că noi trebuie să întreprindem acțiuni concrete, nu declarative, pentru a asigura securitatea informațională a Republicii Moldova. Pentru că noi avem retransmisie nu doar dintr-o direcție, avem din mai multe direcții retransmisie. Pe când scopul nostru este ca să asigurăm cetățeanul Republicii Moldova cu informații probate, nu speculative, reieșind interesul național, așa cum îl numesc foarte des unii sau alții, care vizează interesul național al Republicii Moldova. Și aici este vorba, într-adevăr, de o reglementare complexă a tot ce ține de spațiul informațional al Republicii Moldova. Noi aceste discuții le avem, ele nu sunt simple,
și sper că într-o perioadă scurtă de timp noi vom veni și cu anumite soluții în acest sens. Dar că suntem vulnerabili, aici eu recunosc. Ce ține de stabilitatea financiară? Eu vreau ca să fie claritate pentru toată lumea. Nu originea acționarului decide stabilitatea unei instituții bancare sau a sistemului în întregime. Este vorba de cadru legal și este vorba de capacitatea regulatorului, în cazul dată băncii naționale, de a asigura corectitudine în activitatea acestor jucători pe piața financiar-bancară în acest sens și de a interveni în situațiile în care este nevoie această intervenție. Foarte curând, noi vom veni cu decizii legislative pentru ca Banca Națională să aibă suficiență în instrumentară, ca în caz de necesitate, și această necesitate poate apărea, având în vedere într-adevăr situația nouă în care s-a pomenit Republica Moldova, având în vedere și contextul regional, dar și global, ca instituțiile statului, în mod special mă refer aici la Banca Națională, dar și la Comisia Națională a Pieței Financiare, să aibă acest instrumentariu suficient de intervenție și de contracarare a oricăror abateri de la activitatea legală. Aici eu vreau să vă spun că avem această înțelegere și avem aceste acțiuni, urmărind scopul de stabilitate. Le luăm pe rând. Prima întrebare. În mod evident că peste două decenii de independență și suveranitate, noi rămânem a fi ca și țară vulnerabil la atacurile informaționale din exterior, dar haideți să fim sinceri, și din interior. Atacuri la suveranitatea, independența, integritatea teritorială a Republicii Moldova. Și atunci când zic din interior, fac referință la cele spuse de colegul meu, răspunzând la alte întrebări ale dumneavoastră. Cine declară că este pentru țară și în realitate, de fapt, luptă împotriva ei, cu acțiuni foarte și foarte concrete. Făcând această constatare, într-adevăr, e nevoie de fortificat pe cale legislativă și instrumentele necesare pentru a contracara aceste atacuri. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră, trebuie oare să mergem cu aplicarea unor măsuri banale, simple, dure, care se numesc a interzice, a închide. Aici, din punctul meu de vedere, este poziția mea personală. Sper că este împărtășită și de colegi. Asemenea metode, de altfel, nu mai corespund realității zilei de astăzi. Fiindcă de cele mai desiguri ar putea să vină cu efecte adverse și scopul să nu fie atins. Un alt subiect. Ce considerăm noi? Atacuri la suveranitatea țării și de unde vin ele? Dacă cineva în această sală sau poate dumneavoastră, venind cu această întrebare, faceți referință doar la o singură direcție geografică de atacuri. Deci aș spune, și este oare singura direcție? Nu avem noi și alte direcții care mai subtil, mai inteligent, dar tot, zi de zi, picătură cu picătură, pun în mentalitatea, mintea oamenilor, sub mare îndoială, în general, dreptul la independență, suveranitate și statalitatea Republicii Moldova. Deci, vedeți, situația este mult mai complexă. Soluția e nevoie să fie aplicată, soluția dată trebuie să vină prin aceeași întărire de capacitate a instituțiilor de reglementare și ele să fie în corespundere cu realitățile și exigențele actuale. Nu gândesc că noi putem să ne permitem să aplicăm niște metode care erau caracteristice etapei războiului rece. Partea a doua, sau întrebarea a doua dumneavoastră. Aici, și aici avem o poziție consolidată cu colegii, este o poziție comună. Atunci când vorbim de procese economice, evident că trebuie să vedem inclusiv și strânsa lor posibilă legătură sau lipsă de legătură cu eventuale consecințe politice. Însă, chiar și într-un asemenea context, nu trebuie să ne lăsăm pradă unor fobii. Că ar putea oare să aducă cu sine o asemenea tranzacție anumite consecințe politice? Ipotetic da, ipotetic nu. De ce spun acest lucru? Fiindcă vreau să vă aduc un exemplu. Noi avem 51% capital rusesc în compania Moldova Gaz. Realitate? Realitate.
Pe parcursul acestei perioade de timp, cât situația în structura capitală Moldova-Gaz se păstrează a fi ca atare, n-am avut multe probleme și foarte grele și situații extrem de tensionate sub aspect politic. Concomitent, noi nu am văzut careva acțiuni pe această filieră de ordin economic. Deci, teza pe care vreau să vă aduc cunoștință dumneavoastră are și argumente practice. Și un al doilea exemplu. Dar ce ne facem să gândim, oare, că același Uneștorc Bank, dacă dorea să camufleze această operație, credeți că nu găsea terțe părți de origine, companii de origine japoneză, chineză, Singapore, Statele Unite, orice, și să vină prin spate, ușor ar putea să o facă. Concluzionez prin a spune că originea geografică a investitorului contează mai puțin. Contează bunele intenții, contează rezultatele și eficiența activității acestui capital. Iar pentru asigurarea acestor trei condiții există organe de reglementare. Și au perfectă dreptate colegii mei când vă spun și eu confirm că în timpul cel mai apropiat, urmare a unor decizii pe care Parlamentul le-a adoptat la propunerea Guvernului la sfârșit de decembrie, urmează încă un pachet de decizii care va veni și foarte rapid, va fi votat în Parlament și pe această cale vom consolida tot instrumentariul și toate capacitățile regulatorului, în cazul dat de vorba de BNM și parțial, dacă vorbim de piață financiară, CNPF, să facă față cu maximă eficiență și strictețe rigorilor situației pe piața financiară din Republica Moldova. Și pe această cale să asigure toate jaloanele și barierele în fața unor presupuse sau potențiale proaste intenții. Vă mulțumim. Mai am o întrebare? Eu asta înțeleg, dar să nu... Atunci ultima, da. Ok, Maxim Pulver, realitatea.media. Eu vreau să vă întreb, în contextul în care chiar azi ați semnat acest acord, vorbiți de consolidarea capacităților la nivel local, dar și la nivel central, nu înseamnă aceasta că peste 8 luni veți merge în alegeri într-un bloc electoral comun? Nu are legătură acțiunea de astăzi cu modul în care vom participa în alegerile parlamentare. Și vă mulțumesc pentru această ultimă întrebare. Când ne-am întors de unde am început, semnarea acestui acord încă o dată reprezintă o acțiune firească și care are drept scop consolidarea capacității de guvernare, în cazul dat la nivel local, și de a avea posibilitatea, inclusiv și prin intermediul administrațiilor raionale, să implementăm toate cele acțiuni necesare pentru apropierea noastră de Uniunea Europeană, inclusiv și la capitolul informare pentru cetățeni. Și eu doar un moment vreau să atrag atenția. Noi am vorbit la una din emisiunile la care am participat împreună despre modul în care înțeleg cei care au alte viziuni de dezvoltare a Republicii Moldova. Chiar în urma întâlnirilor de ieri pe care le-am avut în raionul Ialoveni, atâta minciună și atâta neadevăr în promovarea valorilor euroasiatice, încât vreau să vă spun, în anumite situații rămâi neputincios. De aceea noi avem nevoie ca oamenii din Republica Moldova, pe toate căile, să aibă acces la informații veridică. Și în acest sens vă rugăm și pe voi, reprezentanții instituțiilor media, să-i convingeți pe cei care sunt la cârma instituțiilor să participați la acest proces de informare obiectivă, nu în favoarea unui partid politic, unui politician, dar în favoarea cetățeanului Republicii Moldova. Fiindcă până la urmă noi avem nevoie de oameni informați și în rezultat de voturi conștiente. Vă mulțumim pentru atenție. Nu vă supărați, dar totuși nu mi-ați răspuns la întrebarea mea cu privire la participarea la alegeri. Am răspuns că nu are nicio legătură. Eu înțeleg, dar în alegeri veți participa pe un bloc comun sau nu? Până la alegeri, stimate prieteni, este încă mult timp. Ne vom mai întâlni și vom discuta și la acest capitol. La acest subiect puteți cu certitudine să scrieți că acest acord vine în mod direct să contribuie la o
mai bună înțelegere, la consolidarea cooperării în acele locuri unde aceasta a avut loc, în acele raioane unde colaborarea nu a avut loc să fie stabilită și cu certitudine să contribuie la o ambianță de parteneriat, inclusiv și în cadrul campaniei electorale. Anterior, colegul nostru a vorbit de un pact de neagresiune, este vorba de importanța unui comportament și unei conlucrări, indiferent de ce formulă va fi aplicată, fiindcă se pune în joc de această dată. Nici pe departe doar poziția sau rezultatele pentru un partid sau altul. În joc este pusă încotro Moldova mai departe. Iar, dacă îmi permiteți pe o secundă să revin la chestia cu propaganda, interzicerea sau nu, noi mereu stăm pe poziția că în Republica Moldova trebuie să dezvolte relații bazate pe niște norme europene, moderne, democratice, civilizate, relațiile dintre instituțiile publice, instituțiile statului și mass media. Și atunci, știți care ar fi probabil calea cea mai eficientă de contrapropagandă? O poziție activă a dumneavoastră și nu ca în alte părți, când redactorii sunt invitați într-un centru politic și lor li se spune cum să trateze un subiect sau altul. Dar a ieși într-o poziție civică, una consolidată a dumneavoastră, ca o parte extraordinar de importantă, parte componentă a societății civile. Și atunci gândesc eu că poziția consolidată, mesajul, nu în favoarea, cum s-a spus, a unui partid sau altul, dar în favoarea unei idei importante pentru țară, eu cred că ar fi metoda cea mai eficientă de contracarare a acestei propagande anti-statul Republica Moldova. Atunci mai am și eu două chestiuni. Cu toate problemele pe care le are Ucraina la ora actuală, vreau să vă spun că, în anumit sens, sunt invidios. Atunci când vezi toate instituțiile media din Ucraina cu afișarea drapelului de stat a Ucrainei și cu mesaj foarte clar național în sprijinul propriei țări. Și al doilea lucru care am vrut să vă spun, săptămâna trecută, în baza unui calcul matematic, spuneam că regimul liberalizat de vize, mai bine spus, cetățenii Republicii Moldova vor putea să călătorească fără de vize până pe data de 22 mai. Ei, astăzi, în urma deciziilor care au fost adoptate la Bruxelles, pot să vă spun cu certitudine că până pe data de 22 mai, cetățenii Republicii Moldova vor călători fără de vize în Uniunea Europeană.